Fostul premier al României, Victor Ponta, îl acuză pe liderul PSD, Liviu Dragnea, că a făcut blat cu președintele României, Klaus Iohannis. Deputatul de Gorj a făcut o serie de declarații incendiare la emisiunea Ora Adevărului de la TV Sud. Ponta spune că Dragnea nu-l atacă pe Iohannis pentru că dorește să-și rezolve problemele legate de dosarele penale pe care le are și preferă să nu-l deranjeze pe șeful statului. Victor Ponta continuă războiul cu președintele PSD Liviu Dragnea. Fostul premier a făcut o serie de acuzații grave la adresa lui Dragnea în emisiunea Ora Adevărului de la TV Sud. Mi-este foarte teamă că există un blat pe față în care Dragnea, după cum vedeți, nu îl atacă pe domnul Iohannis, nu va fi niciun contracandidat serios. Dar nu îl atacă PSD. Mai nimeni pe Iohannis. Păi, cine să-l atace? PNL-ul? Cine să-l treia? PSD-ul să-i reproșeze anumite lucruri. Deci este un blat în care Dragnea speră că el își rezolvă dosarele penale dacă nu îl contracandidează pe Iohannis. Ceea ce cred că este și o chestie necinstită și e neadevărat. Eu nu cred că... Cred că Iohannis, sigur, se va bucura de acest blat, dar nu va rezolva dosarele domnului Dragnea. Ponta spune că nu poate reveni niciodată alături de Dragnea și a spus și de ce. Acum 3 luni, Grindeanu a fost dat jos de Dragnea cu voturile parlamentarilor PSD pentru că era așa l-a numit Dragnea. A zis că este omul sistemului, că este o cârpă a sistemului și acum, săptămâna asta, îl votăm pe Grindeanu șef la Ancom. Eu îl votez, dar eu sunt coerent în ceea ce fac. Ia politic, domnul Grindeanu, n-ați... Eu l-am votat și ca prim-ministru, că era primul ministru al PSD-ului și eram deputat PSD și era normal să-l votez. L-am apărat și când l-a vrut Dragnea să-l dea jos, îl voi numi și acum. Dar am și o întrebare pentru parlamentarii PSD de Gorj, colegii mei, domnul Cârciumaru, domnul Weber. Dom'le, dacă acum 3 luni era o cârpă și un securist, de ce îl votați, dom'le, acum la Ancom? Înseamnă că atunci, părerea mea e că nu a fost niciodată nici cârpă, nici securist. Victor Ponta a părăsit Partidul Social Democrat în urma unui conflict cu Liviu Dragnea.